не жутко, да призакаю, жука уша. Да ты най сама касаш, я уступа оша. Оши папе, ай, он и вау, будто наш. Живя вчера, дела цары, шедела ураш. Будто наш удею, перемерить, да пасать. Жила папе, не нора, жила, ше я деса. Оши папе, ай, он и вау, будто наш. Живя вчера, дела цары, шедела ураш. Будто наш удею, перемерить, да пасать. Жила папе, не нора, жила, ше я деса. De la școala numărul 2 din orașul Dărmănești. Doamnelor și domnilor, momentul care urmează este unul solemn, un moment pe care îl așteptăm de vreo câțiva ani încoace în fiecare an, în jurul datei de 21 mai. Bună vreme, soare la bună vreme și roadă la hotar toamna când se numără deopotrivă bobocii, se măsoară laptele și mulțumim lui Dumnezeu pentru îngăduința și darul său. După momentul săvârșit de părintele Ioan Buguș, vor urca pe scenă oficialitățile venite nu în calitate de invitați, așa cum bine am auzit la sala sporturilor, ci în calitate de prieteni ai orașului Dărmănești. Și nu doar atât, îi numesc aici și pe, sau mă rog, mă poartă gândul și către invitații de dincolo de Prut, în speranța că astăzi, la o zi de sărbătoare pentru orașul Dărmănești, vom face unirea prin valorile care le unesc, de ce nu și cu această ocazie. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai putere peste toată făptura, ție ne rugăm și cu minință cerem, precum ai binecuvântat și ai mulțit turmele Patriarhului Iacob, asemenea binecuvintează și animalele boierilor dărmăneșteni, care vor muta animalele în munte, în vara aceasta, ferește-ne și mulțește-ne și pătindu-ne de toată ascuprirea diavolului, de prădător, de toată mântuială vrășmașului, de văzduhul cel neprielnic, de față cu ala molestitoare. Apără-ne cu sfinții tăi îngeri,
și depărtează la ele toată foală, toată ispita farbecilor, ale ochilor și a vrăjitoriei care vin din lucrarea vrășmașilor nevăzuți. Ca a ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântează, Doamne, animalele robilor lui Dumnezeu, voieri dărmăneșteni. Prin stropirea acestei ape sfințite, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, de după mare mila ta ne rugăm să-i auzi, ținește, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viață, pace, sănătate, mântuirea, cercetare, lăsare și cercare, păcat, noroc, Dumnezeu, voieri, dărmăneșteni, împreună cu toți ostenitorii care vor lucra în munți în vara aceasta pentru sănătate, mântuirea și ajutorul tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Auzi-ne pe noi, Dumnezeu, Dumnezeul nostru, deja cu urmașul Sfântului, și al celor ce suntem mari de parte și milostive și nouă să vede pe păcatele noastre și miluiește pre noi, că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești, e slavă, lăsăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând și celor copii de viață, dăruindu-ne. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, te cuvintează. Hristos, adevărat, Dumnezeul nostru, pentru Dumnezeu, ne-a curat în Maice, sale, pare Sfinților, măriților și tălăgaților apostoli, puterea cinstită de viață, pe care Fiuși, pare Sfinților, drept Dumnezeu, și părinților, Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluim, să ne mântuiască pe noi, ca un singur bun și viitor de oameni. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. Dorim tuturor, fiindcă suntem presați de timp, dorim tuturor celor care vor urca în vara aceasta cu animalele, cu turmele la pășune, să aibă parte de o zi, așa cum a fost și ziua de astăzi. Așa îți doresc, sigur, oamenii aceștia își vor dori și ploaie, își vor dori și soare, pentru ca, într-adevăr, munca lor, osteneala lor, să nu fie zadarnică. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să aibă bucurii în vara aceasta, Bunul Dumnezeu să ferească prin cazul de rădători, de animale, de sănătoate și pe iată să putezesc peste tot, așa și la toamnă, când vor coborâ din munte, să vină bucuroși și voioși. Multe sănătate tuturor celor care vor lucruta regiile munților în vara aceasta. Sănătate tuturor! Să rămână, Părinte, mulțumim Părintele, Părintelui Ioan Buguș, pentru serviciul religios. Am să specific că aghiasma și slujba aghiasmei mici s-a făcut la sala de sport, care tocmai astăzi s-a sfințit, drept pentru care invit pe Părinte să treacă cu aghiazmă pe la fiecare stand și să poarte binecuvântarea Sfinției sale la casele fiecăruia dintre dumneavoastră. Și spunându-vă din nou, Hristos a înviat, îl chem în scenă pe domnul Toma Constantin, primarul orașului Dărmănești. El va face invitațiile de rigoare și prezentarea tuturor celor prezenți alături de domnia sa. Bine v-am găsit, domnule primar. Acesta este primarul orașului Dărmănești. Nu știu dacă l-ați mai văzut, dați un rând de aplauze. Că merită. Mulțumesc tare mult, domnule primar.
Mulțumesc, George, bună ziua, vă spun și eu, Hristos a înviat. Suntem astăzi la o manifestare care e la a șaptea ediție, târgu de produse tradiționale a celor care produc aici, în Dărmănești și nu numai, produse de la casa omului, 100% naturale și cu gustul ăla pe care noi îl știm de zeci de ani în urmă. Am să, cu permisiunea dumneavoastră, am să invit aici alături de noi, în primul rând, pe domnul ministru Mircea Fechet. Vă rog, domnul ministru. Poate că ați văzut că mai e un primar aici. Da, este primarul orașului Vulcănești din Republica Moldova, cu care noi suntem înfrățiți. Te rog, domnul primar, hai să-l flancăm pe domnul ministru. Cine știe, poate ori dumnealui ajunge primar, ori noi miniștri, nu? Invit alături de mine și pe domnul Viorel Miron, primarul orașului Comănești, vecinul nostru. Vă rog, domnul primar. Domnul Viorel Cataramă, un vechi liberal și un om de afaceri cunoscut în România. Avem și doi colegi subprefecți aici. Vă rog, domnilor subprefecți, veniți alături de noi. Gabi Lupu și cu Narcis Gitaru. Doamna Cătălina Ciofu, deputat în Parlamentul României. Te rog, Cătălina, vino și tu aici. Și aș vrea, cu acordul dumneavoastră, să-i salut pe toți ceilalți care sunt aici alături de noi. Avem Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Raluca Năstase. E Raluca aici? Da, dacă e Raluca, să vină, pentru că avem multe finanțări de la FIR. Domnul director de la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, Trofi Ion, dacă este, să vină. Direcția Agricolă, dacă este, știu că era invitat și domnul director. Mi-a dat colega mea aici două foi, să vedem. Da? Domnul director de la Direcția Agricolă. Da? Domnul Petrică Iliaș de la Mediu. Hai, Petrică! Și salut pe toți ceilalți care sunt aici, Poșta Română, colegi din Consiliul Județean, din Consiliul Local, alți directori de deconcentrate, vă salut pe toți și vă mulțumesc că ați venit alături de noi. Am să încerc să fiu foarte scurt, pentru că n-aș vrea să vă plictisim și să dăm drumul la întâlnirea pentru care ne-am întâlnit noi aici. În primul rând, vreau să-i salut încă o dată pe prietenii noștri din Republica Moldova, da? Domnul primar de la Vulcănești împreună cu echipa dumnealui, că a venit și cu un grup frumos de copii și o să ne încânte și o să ne distreze cu melodiile dumnealor. Aș vrea să mulțumesc celor care ați venit astăzi la standuri, pentru că știu că munca dumneavoastră de peste an e grea și astăzi ați venit să fiți alături de noi astăzi și mâine cu cele mai bune produse. Să știți că foarte mulți m-au întrebat dacă anul ăsta mai vin crescătorii de animale cu brânza, cu telemeaua, cu dulcețurile pe care dumneavoastră le-ați făcut și dacă mai sunt aici și ceilalți, să zic eu așa, prezentatori. Am să-i rog în aplauze dumneavoastră să invităm și o parte din oierii noștri, îmbrăcați așa frumos cu cojoacele lor. Și ia uitați-l pe cel mai mic, Bogasiu, da? Ia uitați cât e de mândru el acolo în cojoc. Și aș vrea câteva, încă unul mic acolo în față, da? Câteva cuvinte să ne spună colegii noștri. În primul rând, vreau să îi dau cuvântul bunului nostru prieten, primarul orașului Vulcănești din Republica Moldova. Te rog, domn primar. Mulțumesc! Bună ziua! Hristos a înviat! Bună ziua, mulți stimați primari, participanți la târg și locuitori orașul Dărmănești! Suntem deosebit de onorați să participăm la târgul de astăzi și apreciem oportunitatea
de a ne prezenta produsele în cadrul acestui eveniment. Vă mulțumim pentru primirea călduroasă și ospitalitate. Credem că vacanța va fi distractivă, luminoasă și de neutat. Vă asigurăm de toate deschiderea și implicarea noastră pentru a contribui și rezuită acestui târg. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar, haideți să-l aplaudăm, mai cu emoții, mai, dar ne descurcăm. Să știți că la anul viitor, când veți veni, nu o să mai aveți așa emoții, da? Să știți că colegii noștri din Republica Moldova au și un stand undeva, cred că primul stand, și ne-a lansat provocarea de a degusta un vin foarte bun de acolo, de la Vulcănești. Mulțumesc, domnule primar, și dacă tot am început cu primarii, îl rog și pe domnul Viorel Miron, colegul nostru de la Comănești, să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua, vă spun și eu tuturor. Mulțumesc, domnule primar. Ce să vă spun, că suntem vecini, prieteni, frați, ne separă doar o linie imaginară, dar suntem în aceeași zonă cu toții. Și dacă îmi permiteți, o să vă țin doar un minut și ceva, aproape două, să vă spun despre oile noastre din zona noastră. Și anume, un cetățean trecea pe niște dealuri pe aici, prin zonă, și vede pe cineva care păștea oile, un cioban. Și îl întreabă, bade, îs a mata oile? Și îl răspunde, zice, alea albe. Dar zice, da, alea negre? Și alea negre. Ce bade, dau oile lapte, alea albe. Da, alea negre? Și alea negre. Bade, zice, da, dau lână, au lână bună oile. Zice, alea albe. Da, alea negre? Și alea negre. Bade, dar de ce tu spui așa când te întreb dacă oile mata spui întotdeauna alea albe? Zice, nu sunt toate mata, toate oile nu sunt ale mata? Ba, zice, alea albe. Da, alea negre? Și alea negre. Vă urez o zi bună tuturor! Mulțumesc, domnule primar, și alea albe și alea negre, e bine că dau lapte și sigur ciobanii noștri au și albe, au și negre și cred că ei ne pot spune care sunt mai bune. Pentru că avem și un om de afacere aici, un investitor în România, tare mult m-aș bucura, domnule Viorel Cataramă, să ne spuneți câteva cuvinte. Bună ziua, sunt foarte bucuros că sunt aici, într-o postură nouă pentru mine, și anume de consultant. Eu sunt venit aici cu un mandat expres ca pe 9 iunie domnul ministru, prietenul Fechet, să fie și să devină președintele Consiliului Județean. Vă rog să-l votați și să-l sprijiniți ca să dezvolte în mod liberal, corect, județul. Mă bucur foarte mult să fiu pe Valea Muntelui, așa se spune la zona asta, Moinești, Comănești, Dărmănești. Mă bucur să fiu în familia unor primari care fac ceva. E o competiție. Spunea că a deschis un spital, are o sală de sport dublu decât la Dărmănești, dar sigur că și populația este dublă. Totul e bine și nu se poate face decât cu ajutorul vostru. Astăzi ne bucurăm, mâncăm, bem, dansăm și ne bucurăm de viață și să sperăm că o să avem și timp frumos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc, domnule Viorel Cataramă, cred că o să-mi schimb și eu job-ul, o să mă fac și eu consultant, pentru că domnul Viorel Cataramă a venit cu un BMW de ultima generație și dacă așa e modelul la consultanți, tare mult mi-aș dori și eu să iau o mașină de-astea. Sigur că glumeam. Și pentru că îl avem alături de noi pe domnul ministru Mircea Fechet, la care de foarte multe ori noi dormăneștenii, prin mine sau prin vocea colegilor din Consiliul Local, am apelat, aș vrea să ne spună și domnia sa câteva cuvinte. Multe proiecte care se întâmplă în Dărmănești se întâmplă și datorită rolului și implicării pe care domnul ministru a avut-o la nivel de șoare, la nivel de guvern și de minister. Multe proiecte, chiar și proiectul din spate, liceul tehnologic, reabilitarea lui, a
contribuit la obținerea finanțărilor și am așa de fiecare dată când vă sun, simt că sun un prieten și că găsesc mereu soluții la problemele pe care noi le avem la Dărmănești atunci când vă sun. Domnul ministru Mircea Fecher. Vă mulțumesc, domnule primar Constantin Toma, dragi dărmăneșteni. Mă bucur să mă aflu din nou, a nu știu câta oară astăzi aici, la Dărmănești, într-o zi de sărbătoare, într-o zi de bucurie, pentru că sărbătorim cea de-a șaptea ediție a acestui târg de produse tradiționale. Dincolo de investițiile despre care am vorbit de atât de multe ori aici la Dărmănești. Avem una în fața noastră, un plin șantier, am inaugurat dimineață o sală de sport și am venit de atât de multe ori pentru că mă mândresc cu faptul că domnul Toma Constantin are aici la Dărmănești mai multe proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă decât au cei de la Onești, un municipiu un pic mai mare. Din acest motiv și în calitate nu doar de candidat sau de deputat, ci ca om care se pricepe și la industria alimentară, pentru că eu sunt inginer de industrie alimentară, ca om care a lucrat în abator, în carmangerie și în brutărie, vă spun, domnule primar și dragi dărmăneșteni, că abia aștept să gust produsele de la fiecare stand. Sunt convins că sunt la fel de bune ca anul trecut și ca acum 2 ani, pentru că am avut bucuria să particip și atunci. Și pot să vă promit că, indiferent ce o să se întâmple în viitor, rămân prietenul domnului Toma Constantin, rămân prietenul dărmăneștenilor și îmi doresc tare mult ca și în anii care vin să se păstreze această tradiție, să ne păstrăm obiceiurile și să reușesc să ajung în fiecare an la Dărmănești. Doamne ajută! Mulțumesc, domnule ministru, felicitări pentru ce ați făcut, succes în continuare și sper să rămâneți, așa cum ați promis, prietenul dărmăneștenilor și al prietenului meu personal. Înainte de a închide, am să vă rog încă un minut să mai îngăduiți, o rog pe Cristina să vină aici alături de mine și să știți că noi avem un mod aici la Dărmănești de a premia pe cei mai buni dintre noi sau pe cei care ne sunt prieteni sau pe cei care fac ceva pentru comunitatea din Dărmănești. Și pentru că astăzi am aici alături de dumneavoastră un prieten din Republica Moldova, primarul din Vulcănești, vă propun și în aplauzele dumneavoastră să acordăm distinția Ținutul Uzilor, nu întâmplător Ținutul Uzilor, în baza relațiilor de prietenie și colaborare dintre localitățile noastre și respectiv a rădăcinilor comune. Domnule primar, primiți din partea tuturor dărmăneștenilor această distinție. Vă felicităm încă o dată, să știți că Ținutul Uzilor ne face cumva să avem aceste rădăcini comune, pentru că în Republica Moldova, în zona Găgăuzia, cu mulți ani în urmă, o comunitate puternică de turci s-a localizat acolo, iar cu 1000 de ani în urmă, uzii, un trip turcic, au venit aici la Dărmănești și au stat vreo 200 de ani. De asta am acordat această distinție a Ținutului Uzilor. Vă felicit și să știți că fiecare dărmăneștean poartă în suflet această prietenie cu orașul Vulcănești. Și aș vrea să mai dau o distincție și o rog aici pe colega mea, Cristina, să fie alături de noi. Noi avem, spuneam, această tradiție de a da distinția oameni de valoare. Și avem două tipuri de distinții. Oameni de valoare ai orașului Dărmănești, adică cei mai buni dintre noi care au reușit să performeze și care fie au ajuns medici de renume, ingineri, directori, miniștri și așa mai departe, deci sunt născuți la Dărmănești și le spunem oameni de valoare ai orașului Dărmănești, și cea de-a doua distinție, oameni de valoare pentru orașul Dărmănești. Vorbim de oameni care nu s-au născut la Dărmănești, n-au nicio treabă cu Dărmăneștiul, dar prin faptele pe care le-au făcut și prin măsurile pe care le-au luat, au contribuit foarte mult la dezvoltarea orașului nostru.
se acordă distinția oameni de valoare pentru orașul lui Dărmănești, domnului ministru al mediului, apelor și pădurilor, Mircea Fechet, pentru aportul adus în susținerea continuă a proiectelor de dezvoltare din orașul Dărmănești, județul Bacău. Cu deo se vită considerație primarul orașului Dărmănești. Domnule ministru, e o distinție grea, să știți că e o distinție grea, o dăm foarte greu și știu cei care ne urmăresc că cred că sunteți a treia persoană care a primit această distinție până acum, cel puțin de când sunt eu aici, oameni de valoare pentru orașul Dărmănești, și asta înseamnă încă o dată că avem un respect deosebit pentru toți cei care fac ceva pentru orașul nostru. Felicitări în aplauzele dumneavoastră. Vreți să ne mai spuneți ceva? Cred că am spus suficiente, doar că vă mulțumesc foarte mult. Nu sunt obișnuit cu astfel de distincții, încerc să rămân modest. Aș adăuga la ceea ce ați spus dumneavoastră că și dacă nu sunt născut aici la Dărmănești, mă leagă extrem de multe lucruri de această comunitate, la fel cum mă leagă de fiecare comună, de fiecare oraș sau de fiecare municipiu din județul Bacău, pentru care mă lupt în fiecare zi. Vă mulțumesc din suflet! Felicitări, succes! Și mai avem o diplomă de excelență, ca să nu ne mai urcăm încă o dată pe scenă. Apreciem foarte mult pe toți cei care ne sprijină și toți cei care sunt alături de noi. Cu orice fel de sprijin care vine alături de comunitatea noastră, ne ducem așa, simțim că ne ducem cu un pas în față. Diplomă de excelență se acordă domnului Mazilu Liviu, președintele CR Progresul Comănești, pentru sprijinul financiar pe care ni l-a acordat pentru acest eveniment. Liviu, te rog, felicitări! Un om care de fiecare dată când, așa cum spunea și la domnul ministru, sun, nu zice nu. Mulțumesc, eu zic să dăm drumul la joc, la cântec, la voie bună și delegația o invit să trecem pe la fiecare stand să vedem ce avem noi la aceste frumoase standuri, iar George Cojocărescu, care știe să cânte dacă vrea, bine, bine, o să cânte o melodie de aia cum știe el mai bine așa, ca să ne încânte pe toți. Mulțumesc, sănătate, Doamne ajută! Mulțumim acestor prieteni ai orașului Dărmănești, îi dorim succes domnului ministru Mircea Fechet și, de ce nu, să-l vedem președinte al Consiliului Județean Bacău, după care o mai vorbi, că este multă treabă și dorim putere de muncă și înțelepciune atât oamenilor politici care ne reprezintă, cât și dumneavoastră, celor care munciți, și iată cât de frumos se prezintă lucrurile la Dărmănești, un târg al gospodarilor, o expoziție a celor mai bune produse din zonă și nu numai. Deopotrivă, meșteșugari, artiști, oameni gospodari, oieri. Hai să invităm în scenă dansatorii de la Chișinău, un super din
Ioana, ne prins pe toți? Poți bine mi-ar desna și cu băiat, dar dacă vă rugăm eu asta mea fată. Cum te numești? Spanoriș Mihai. O, legea. Aplauze și pentru Mihai. Mulțumesc frumos. Vreau să spun că îi avem alături de noi pentru spectacolul pentru care l-a repetat în fața dumneavoastră pe grupul folcloric al școlii numărul 2 din orașul Dărmănești. Și vom vedea evoluând într-un șnur așa cum se cade unor mici artiști pentru că au crescut frumos. Dragule, te rog frumos să iei microfonul și să cânti ce ai de cântat, Hristos a înviat. Roagă și tu, oameni ăștia buni, să cânte împreună cu tine pentru că este cea mai frumoasă veste și cea mai bună veste pe care creștinătatea și omenirea a primit-o. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Așa cum spuneam, tradițiile sunt pe mâini bune. Așa cum prin mijlocirea, prin efortul și prin implicarea autorităților, acest târg a devenit un punct de referință în ceea ce privește comerțul și economia locală. Avem în jurul nostru dovada că moldovenii sunt gospodari, că au ceea ce oferim publicului și cumpărătorilor, au cu ce ne umple masa și aici mă refer la produse de cea mai bună calitate, care în primul rând sunt naturale sau altfel spus nu sunt măsluite de coloranți, de leuri, de peuri și așa mai departe. Dragii mei, mă înclin în fața producătorilor, în fața micilor artiști și, în ultimul rând, în fața celor care s-au ostenit și s-au nevoit ca noi să ne putem întâlni an de an în jurul datei de 21 mai, atunci când se întâlnesc aici deopotrivă producătorii, artiști, public sau cumpărători, clienți, cum ați spune alții, oaspeți de seamă din colțurile țării și de ce nu de peste hotare. Cu îngăduința dumneavoastră am să numesc și timp, bineînțeles, prezența ansamblului Ildiz Lară, care înseamnă al tineretului, din orașul Vulcănești, oraș înfrățit cu orașul Dărmănești, reprezentat astăzi prin instrumentiști de valoare, prin artiști de valoare și, în ultimul rând, prin domnul primar Nicolae Gheorghe Bozmac.
haideți să aplaudăm inclusiv pe oaspeții veniți de dincolo de vârf. Lăsăm scena viitorului, lăsăm scena acestor mici artiști care vor dovedi peste ani că tradițiile și valorile noastre, cred, bineînțeles, sunt pe mâini. Îți lasă să propun, vă cistă. Frumos, foarte frumos, bravo! Și știm. Zâmbește, Maricica! Da, zâmbește! Mulți din soi mai multă bani.
Bravo! Frumos! Gracias.